Peste 5600 de zălăuani și-au ridicat până la această dată pachetele cu alimente de la Uniunea Europeană. Cei care însă nu și-au ridicat pachetele sunt așteptați la punctul de distribuire din incinta punctului termic 38, situat în cartierul Brădet, în spatele liceului cu program sportiv Avram Iancu din Zalău. Mai multe despre acest subiect știe colega mea, Cristina Puie. Au dreptul la aceste produse alimentare beneficiarii venitului minim garantat, persoanele cu handicap de gradul 1 și 2, pensionarii cu venit maxim de 400 de lei și șomerii, indiferent că sunt sau nu indemnizați. Fiecăruia îi se cuvine când un pachet compus din 17 kg făină albă, 9 kg făină de mălai, 0,5 kg paste făinoase, 5 litri ulei, 0,8 litri roșii în bulion, 0,8 kg zacuscă, precum și 0,25 kg de miere și 3 kg zahăr și 1,2 kg conservă de porc. Dorina Baboș, directorul Direcției de Asistență Socială Comunitară Zalău, a declarat că în acest moment ar trebui să-și mai ridice pachetele încă 137 de beneficiari. Reamintim că la nivel de județ, de aceste pachete ar urma să beneficieze peste 38.000 de sălăjeni.